Mărim pasul și ajungem în vestul României, la Olcea, județul Bihor. Aici Marius Milea s-a întâlnit cu fermierul Ioan Casian, care are în răspundere 1000 de hectare cu producție în vegetal. Din nou vă voi spune concluzia care s-a desprins din acest interviu. Semănăm scump și vindem ieftin. Motivele imediat în materialul care urmează. Seceta, în schimb, ne-a făcut ravagii la prășitoare. Porumbul undeva o legat 30%, cu toate că se aude că avem 2% calamitat la nivel național. Sunteți nemulțumit? Păi se bine autoritățile, pentru asta am depus hârtii, se bine să vadă realitatea în teren. Nu, nu, avem nevoie de milă, nu avem nevoie de asta, dar, dar, se bine să constate ceea ce e realitatea. Nu, nu suntem mai plângăcioși să ne plângem toată ziua că o fi copății. Asta este realitatea, au venit căldurile aia ne-au distrus cultura de porumb. Dacă în urmă cu ceva timp erați optimist, se pare că două luni de zile, două luni de arciță au fost fatale pentru culturile din anumite zone ale României. Da, au fost fatale și acum suntem optimiști. Nu suntem în stadiul ăla să fim plângăcioși. Problema noastră este uh, cerealele, care o luat o razna. Deci prețul scade la cereale, inputurile încep să dubleze. Deci anul trecut am cumpărat complexele la 2000, 2600, 2500. Acum le cumpărăm la 5000. Calculele, ca să facem o tehnologie aplicată bine, uh, între 7 și 8.000 de ron pe hectar ajungem cheltuieli. Uh, complexe, semințe, lucrări, uh, leasing -uri. avem și leasing-uri, toate cheltuielile care sunt pe hectar, toate se împărțin la hectar. Și aici avem o beleauă foarte mare. Vom semăna scump, dar nu știm cum vom vinde. Vom vinde probabil foarte ieftin.